Bloopies, bloopies. Cei mai buni amici, bloopies. Sub apă te așteaptă aventuri, în lumea cu șelis și magic vulcan cu perle speciale. Bloopies, bloopies. Lumina lunii. Max, ai văzut și tu? E o lumină deosebită în seara asta. Dacă mergem pe cărarea asta, ajungem fix la corabia piraților. Hei, uite seara! Aici zice că luna e de 400 de ori mai mică decât soarele. Liniște! Nu mă pot concentra din cauza ta. Dar luna este așa de interesant. Tu știai că... Dar destul despre lună. Mai bine, ai putea să mă ajuți, pentru că planurile noastre se strică mereu. Mereu cu capul în nori. Am nevoie de ajutor. Avem o problemă mare în... Bună, Frigi! Voiam să vorbesc cu tine. Știai că e imposibil să fluieri pe lună? Despre problema asta vorbeam. Salut, prieteni! Îmi pare rău că nu vă salut de aproape, coada-i de vină. Oh, vai! Ce s-a întâmplat? Păi, duceam niște lucruri la vulcan când Sally a descoperit o cârmă foarte frumoasă. Și când s-a plecat să se uite mai bine, haț! O scoică ce căsca i-a mușcat coada. Dar nu vă temeți, nu m-a durut deloc. Solzii mei sunt atât de duri că odată când m-a mușcat un rechin și-a rupt dinții. Să nu-ți mai faci griji, Sally. Îți rezolvăm noi problema. Păi, se pare că lui Odi îi place de problema ei. Mai tare! Are ca un mini-râs! Trage-ți tare! Nu-i de râs! Să ochești bine! Nu sunt o țintă! Dar am folosit puterea maximă și nimic! Ce scoică încăpățânată! Atacul gâdilii! Haide, toată lumea știe că o scoică e rezistentă la gâdilat! Dar dacă o rugăm frumos! Te rugăm, scoicuță, fii bună și deschide! Te rugăm! Și dacă nimic nu funcționează, să nu te temi, Sally, pentru că la luna plină, scoicile... Iar despre lună? Noi avem o mică problemă! Concentrează-te să găsești o soluție! Încercam să-i spun lui Sally că... Se complică treaba! Un curent oceanic puternic se apropie! Va lua totul pe sus! Trebuie să o salvăm pe Sally! Dar cum? Ce putem face? Dacă o ungem cu ulei de alge... Da! Da! Trebuie să aplici așa. Să mă rupeți în două? E imposibil! Trebuie să avem grijă ca Sally să fie bine. Trebuie să o ducem acolo unde ajunge lumina lunii. Scoicile se deschid când... Serios? De ce tot vorbești într-una despre lună? Asta e o adevărată urgență! Ce faci acum? Unde se duce? Oprește-te, Lovely! Odi poate cădea! Ce distractiv! Shelly, sunt regina voastră! Wow, uleiul de alge e tare alunecos! Wow, ce rapid e! Cu grijă, vine curentul! Luna, începe să apună. Trebuie să ne grăbim. Mulțumesc că m-ați eliberat. Poftim. Un cadou. Cum ai făcut-o să se deschidă? Când e luna plină, scoicile se deschid complet. Așa scria în carte. Îmi pare rău că nu te-am ascultat, Lovely. Misiunea noastră ar fi eșuat fără tine. Ai salvat-o pe Sally. Trebuie să mergem. Mergem să vedem luna. Ah!
Așteaptă aventuri în lumea cu șelis și magic vulcan cu perle speciale. Bluebees, Bluebees. Mesajul din sticlă. Astăzi voi cuceri în sfârșit lumea cu șelis folosind puterile Bluebees. Planul acesta nu va eșua. Strălucește mică stea că tu ești luna. Îmi place pe fundul căzii cu apa lui cristalină și rățușca de cauciuc și lucrurile acelea strălucitor pe care nu le recunosc. Ce chestie aia strălucitoare? A venit din lumea cu Shelly's. Sigur e un diamant, e al meu. Nu, nu, eu l-am văzut prima. A, e o sticlă. Cine a aruncat-o? Dacă murdărim apa într-una, în curând nu va mai fi. Are ceva înăuntru. Să vedem, să vedem. Cineva a desenat ceva. Frumos, ce a desenat? Pare să fie o sirenă. Uite, și are două codițe. Wow, dar cine a desenat-o? Cred că pe mine m-a desenat. O codiță, două codițe. Este evident, nu? Ce? Și eu am o codiță și... în fine... Trebuie să găsim pe cine a făcut un desen atât de frumos și să-l întrebăm cine e! Dacă sticla a venit prin scurgere, înseamnă că artistul este din lumea cu Shelly's. Sper că eu sunt! Întotdeauna am vrut să fiu desenat! Vom afla într-un singur fel! Vom întreba! Oh! Este un desen cu tine? Wow! Nu știu, dar Luna, Max și Lovely cred că ei sunt! Sally, asta nu este una din glumele tale, nu? Toată lumea crede că este vina mea de câte ori se întâmplă ceva pe aici. De ce atrag tot timpul atâta atenție? Din cauza diamantului meu? E frumos! Da, dar nu am făcut desenul, îmi pare rău. Dolly, tu inventezi mereu povești, a fost cumva ideea ta? E adevărat, îmi place să-mi imaginez povești, dar eu îmi desenez doar păpușa. Nu-i așa, Dovlecel? Lisi, îți place să desenezi, așa faci tu o inimă. Îmi pare rău, dar artiștii adevărați își semnează desenele. Așa! Acum chiar nu mai știu. Desenul este parfumat cu pulbere de coral, deci autorul ar putea trăi în pădurea de corali. Există milioane de corali în pădurea de corali. Ei, nu chiar atât de mult. Dacă artistul desenează și altceva acolo și vrea să-mi ofere desenul în timp ce noi pierdem timpul aici. Vreau mai multe desene, haide! Toți vreau alt desen pentru mine. Hei, și cu mine cum rămâne? Da, nu ratez asta. Bună! E cineva acolo? Oh! Poate am ajuns prea târziu. E vina noastră, am vorbit atâta, iar acum artistul a dispărut. Aici, aici, uite un alt desen. Hei, și uite încă unul. Sunt ale mele. Nu, Lovely, desenele sunt pentru mine. Iar acesta este chiar mai parfumat decât celelalte. Uite, mai multe desene. Vreau și eu unul. Nu, acesta e al meu. Sticla aia e a mea. Nu, este a mea. A mea? Uite. Scuză-mă, tu ai desenat toate aceste desene? Ați căzut în capcana mea! Dați-mi puterile voastre! Oh, este Zarpas! N-a păcălit! Fugiți! Nu fugiți! Oh, nu! Au crezut că desenele sunt pentru ei, dar a fost din nou Zarpas! Trebuie să-i ajutăm să scape! Să mergem! Stați! Nu plecați! Nu există ieșire! Repede, vine! Nu veți scăpa de data asta! Și acum, faza a doua a planului meu! Zarpas, nu vei lua niciodată puterile lor! Oh, atenție! Fugiți, Bluebees, fugiți! Sau piatra va bloca ieșirea! Pe aici, repede! Ce bine că sunt în siguranță acum! Deși mi-ar fi plăcut să luăm un desen. Yo, Zarpas aproape că ne prinsese. Am fost foarte aproape să cădem în capcana lui. Din fericire, Shelly's a fost acolo să ne ajute. Am o idee. Să desenăm ceva frumos pentru ele. Și le vom trimite desenele într-o sticlă. Da! Nu-ți face griji, amice. Într-o bună zi, lumea asta va fi a noastră.
Aventuri în lumea cu șelis și magic vulcan cu perle speciale. Blue Bees, Blue, Blue Bees. Șelis la piață. Asta e super comoara istorică din lumea cu șelis. Cele mai valoroase lucruri din lumea cu șelis sunt păstrate aici. Și de la începutul lumii cu șelis, fiecare dintre ele își prezintă cele trei obiecte ale sale în fiecare an. Iar regina alege întotdeauna ceva special care să ne amintească de unde venim și cine suntem. Din toate obiectele, doar unul. Sper că anul acesta să aleagă unul de-al meu. E o mare onoare. Mă scuzați, mă scuzați, scuze. Dar trebuie să ai trei obiecte, nu? A, nu! Vrea cineva să fie desenat? Ce idee bună! Da, grozavă! Mulțumesc! Ador acești ochelari! Dacă nu-i alege Coralia, îi poți lua tu! A, mulțumesc! Ador acest diamant! Regina-l va alege cu siguranță! Să sperăm! Regina nu a ales niciodată unul dintre obiectele mele! Mint! Tocmai am spus lui Lisi același lucru. Serios? Da! Și ele i-au spus că regina probabil are un motiv pentru care nu alege niciodată nimic de la tine. Luna a spus că după ce a mâncat din prăjiturile tale, a vomitat o săptămână ceva albastru. Daphne a spus că desenele tale arată de parcă un bebeluș l-a pictat cu scutecul lui. Max crede că păpușile tale sunt mai urâte decât un troll de mare cu gripă. Dar drumul ochelarilor acum! Hei! Să-mi dai înapoi vaza! Știu că tu ai luat-o! N-am fost eu! Se pare că nu mai sunt atât de prietenoși! Mă voi bucura foarte mult de asta! Se întâmplă ceva cu vulcanul? Dar ce se întâmplă? Wow! E frig! Ce ciudat! Și rece! Ce-au pățit algele? De ce este totul așa de întunecat? Ceva ne tulbură lumea! Mai bine ne adăpostim în interiorul vulcanului! Nu merg cu Emily! Nu merg cu Dawn! Nu merg cu Luna! Da, nici eu nu merg cu tine! Cu toții la vulcan acum! Mă simt atât de puternic! În sfârșit am o perlă puternică! Oh, nu! Perla aceea nu e bună! Poate fi foarte periculoasă în mâini greșite! Iar tu vei fi prima! Nu vei putea să ne învingi pe toate? Serios? Dar sunt foarte puternic! Va trebui să treci de noi! Și o voi face! Vă voi învinge! Ce s-a întâmplat? Ce-ai făcut cu perla mea? Puterea mea! Trebuie să ajutăm pe Coralia! Mă ocup eu! S-a terminat, Zarpas! Nu se termină aici! Mă întorc eu! Grăzav! Am câștigat! Suntem cei mai buni! Sunt fericită! Cred că prăjiturile mele îți fac rău. Prăjiturile tale? Nu mi-a fost niciodată rău de la prăjiturile tale. Zarpas mi-a spus? Zarpas! A zis că nu-ți plac desenele mele. Dar le iubesc! Am unul cu noi în camera mea. Deci crezi că păpușile mele sunt urâte? Deloc! Cred că sunt adorabile. Coralia, trebuie să alegi un obiect pentru comoară. Anul acesta a fost cu adevărat greu de ales. Sunt prea multe obiecte deosebite. Cred că acesta e cel mai important lucru din lumea noastră. Ca toți să trăim împreună în armonie. Nu uitați această zi istorică. Este o onoare, Coralia.
E o perlă foarte specială. Wow! Specială? Oh! Ce face? E cel mai valoros obiect din lumea cu Shelly's. Wow! Aventuri în lumea cu Shelly's și magic vulcan cu perle speciale. Blue Bees, Blue, Blue Bees. Perla albă. Oh! Wow! Este superbă! Aceasta e o perlă foarte specială. De ce? Ce face? De ce e atât de strălucitoare? N-am mai văzut-o până acum. De unde a apărut? A venit din puterea, curajul și prietenia noastră. Este la fel de unică și specială ca noi. Uite! Wow! Asta e grozav! Este o super putere! Incredibil! Deci, noi am creat-o? Puterea ei de unde a venit? Da, de unde a venit? Există mai multe? Nu arată ca restul? Bine, bine! Nu fiți nerăbdători! Vă voi spune o poveste în timp ce ne readucem lumea la viață. Wow! Am mai văzut această perlă doar o singură dată. Și asta a fost cu mult timp în urmă. Pe atunci, lumea cu Shelly's nu era cea de acum. Veniți, drăguțelor! Nu o să vă fac rău! Zarpon îngrozise pe toată lumea. Nu, se duce la vulcan! Era stăpânul vulcanului și al întregului ocean cunoscut de... Stai o clipă! Zarpon seamănă foarte mult cu... Zarpas! Da, Zarpon era tatălui Zarpas. Ce? Nu pot să cred! Era la fel de rău ca Zarpas? Așa este! Și el a fost rău și cu propriul său fiu. Nu l-a lăsat să se joace cu nimeni și era mândru de Zarpas doar când era rău cu ceilalți locuitori ai lumii cu Shelly's. Of, bietul Zarpas! Tatăl lui era foarte rău! Foarte rău! Vreau să-l îmbrățișez ca pe păpușa mea! Te rog! Haide! Pot să o fac eu! Sigur! Grija pentru lumea marină este responsabilitatea tuturor! Apoi eu! Și eu! Și eu! Gândi-le! Nu mai întrerupeți pe Coralia și lăsați-o să continue povestea! Te rog! Într-o zi... Obosită de chin, toate Shelly's s-au aliat. Zarpon este un răutăcios. Nu mai putem permite asta. Trebuie să facem ceva. Trebuie să ne unim împotriva cruzimilui. Sunteți cu mine? Asta e, da. Destul cu Zarpon. Un moment, aceea ești tu. Adică, chiar tu? Wow, e incredibil. Fii atentă cu acea perlă. Și ce-a urmat? Te rog, continuă. Și, într-o zi, când Zarpon se întorcea la vulcan, urmat de fiul său... Creaturilor! S-a terminat, Zarpon! Împărăția ta de teroare se încheie astăzi! A, serios? De ce? Cine o să mă oprească? Tu? Nu! Noi! Asta e tot ce puteți face afară din teritoriul meu! Acum, împreună! Aceasta este forța lumii cu Shelly's! Nu ne vei mai face rău niciodată! Niciodată! Și acesta a fost sfârșitul lui Zarpon și prima dată când am văzut perla albă. Mă întorc eu! Tată, nu! Nu mă părăsi! Și începutul unei noi ere pentru vulcan. Și pentru fiecare Shelly. Wow! Vulcanul te-a ales pe tine! Să fii regină! Iar perla a apărut din nou astăzi, pentru că ne înfruntăm fricile noastre împreună pentru a trăi într-o lume mai bună. Ce poveste minunată! Și povestea nașterii unei regine. Toate lucrurile frumoase și bune din lumea cu Shelly's aproape dispăruseră din cauza certurilor noastre. Așa e, Ciara. Frumusețea și prietenia sunt foarte fragile și trebuie îngrijite. Îmi place să am grijă de lumea noastră. Oh, nu! Zarpas! Nu! Perla! Sunt de pierduți! Zarpas, dă-ne înapoi perla!
Vreau doar să te ajut să faci lumea cu Shailis din nou frumoasă. Ha? Nu vreau să fiu singur. Vreau să fiu ca tine și să am pe cineva care să aibă grijă de mine. Putem fi prieteni? Oh, wow! E uimitor! Sigur, Zarbas. Niciodată nu poți avea destui prieteni, atâta timp cât ești bun, da? Ah. Frumos, Zarbas. Este grozav. Putem fi în sfârșit prieteni. Ah. Oh, scuze!